Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, permiteți-mi, pentru că e o slujbă cât de cât mai oficială, să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. Amin. Recitesc versetul 27 din pasajul biblic citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, care spune așa: Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Aceste cuvinte nu sunt adresate unui păgân. Aceste cuvinte nu sunt adresate unuia dintre oamenii care auzise vorbindu-se de Iisus, ci unui ucenic care a stat împreună cu Domnul 3 ani și jumătate. Și uite că Domnul l-acuză că este necredincios. Noi, de foarte multe ori, în comunitățile noastre, ce părere ai despre față? E credincios, e membru la noi în adunare, participă la colectă. E credincios, cântă în cor. E credincios, face anumite lucruri. Bine, din punctul nostru de vedere, cam tăți asemănăm a credincioși. Din punctul de vedere a Domnului, oare suntem credincioși? Pentru că, nu uitați, la sfârșit toți robii se vor prezenta. Și unul va spune, Doamne, mi-ai dat 5 talanți, ți-am mai adus încă 5. Și stăpânul va spune, bine, rob bun și intră în bucuria stăpânului tău, pentru că credincioșia ta a fost verificată cu ceva. Stimații mei, încă o dată vă repet, cuvintele acestea nu sunt adresate celor de departe de Domnul, ci unui ucenic al său. Și e foarte important pentru mine, ca și slujitor și probabil și pentru dumneavoastră, să nu fim găsiți necredincioși de Domnul, indiferent ce titluri pompoase ne dau oamenii. Credincioși, reverend, pastor, preasfinția ta sau altceva. E important Dumnezeu să ne facă credincioși, Doamne ajută-L! M-ar interesa și probabil și pentru dumneavoastră vă interesează ce ne califică pentru a fi credincioși în ochii Domnului. Nu în ochii cultului pentecostal sau organizațiilor noastre sau fraților noștri, ci în ochii Domnului. Primul aspect din textul biblic care ne face credincioși este să credem că Iisus a înviat și este viu în vecii vecilor. Tocmai asta n-avea Toma. Toma a făcut ceva declarații mai devreme. Ucenicii au spus, l-am văzut pe Domnul. Și el știa foarte bine că Domnul a murit. Era convins că Domnul era mort. Și ucenicii au spus, l-am văzut pe Domnul. Și nu spune că l-au văzut pe Domnul mort, ci l-au văzut pe Domnul înviat. Și Toma vine și le spune sec. Poate voi sunteți duși ușor cu informațiile astea. Efectiv, v-o păcălit careva. Dar dacă eu nu pun degetul meu, nu palpez locul unde au fost semnul cuilor și coasta lui, nu voi crede. Chiar dacă voi veniți să depuneți mărturie. Când vine Domnul Iisus Hristos, vine și spune, Toma, vino cu aici, pune degetul în palmele mele, în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Ce trebuia să creadă Toma? Să creadă că Iisus, pe care el era conștient că era mort, este acum viu, lăudat să fie Domnul. Ca eu să fiu credincios în ochii Domnului, trebuie să cred că Iisus nu numai că a suferit pentru ale noastre păcate, că a murit la Calvar ispășindu-le cu o grămadă de oameni, cred asta. Slăvit să fie Domnul că a murit pentru mine, că sunt liber de păcate. Când am mai făcut un păcat, are cine, la cine să mă duc să-l arunc asupra lui, pentru că el a ispășit toate păcatele, binecuvântat să-i fie numele. Nu numai că a fost îngropat după Scripturi, ci că așa a înviat și este viu în vecii vecilor. Și pentru că este viu, noi l-am plasat undeva, la dreapta Tatălui în mărire, undeva în 18 miliarde galaxii, undeva departe, acolo, stă acolo, în mijlocește pentru noi, dar e acolo. Frații mei, dacă e viu, iubiții mei, cu o persoană vie te poți întâlni. O persoană vie te poate asculta, o persoană vie te poate mustra, o persoană vie te poate călăuzi. Și de aceea Domnul a promis că unde vor fi adunați 2 sau 3 în numele meu, nu-l voi trimite pe îngerul Gabriel, nici pe arhanghelul Mihail, îi voi onora eu și voi fi în mijlocul lor. Știi ce înseamnă să fii credincios? Să crezi că atunci când se adună acei doi în numele Domnului,
Între ei vine Iisus Hristos. Știți de ce trebuie să venim la adunare, frații mei? Nu pentru că cântă familia Bublie, care au niște voci grozave, Domnul să-i binecuvinteze. Nu că a cântat sora într-un mod deosebit și a recitat fratele și ne-a dat îndemn, a uitat numai la familia lor câtă slujbă. Singur ați putea face o slujbă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dincolo de valorile și darurile pe care le-a dat Domnul, frații mei, în mijlocul nostru este Iisus Hristos. Și a fi credincios, mergi la adunare nu pentru că te întâlnești cu vipuri, cu personalități, cu oameni deosebiți, cu daruri. Venim în primul rând să ne întâlnim cu Domnul. A fi credincios înseamnă a ține legământul ăsta. Foarte mulți dintre noi nu mai suntem credincioși în ochii Domnului. Noi rămânem credincioși, mai ales dacă ne dăm contribuția la biserică. Mai ales dacă mai venim din când în când, când adunarea e plină, la seral. Noi suntem, dar în ochii Domnului suntem credincioși câtă vreme venim să ne întâlnim cu El, cu care avem legământ. Și întâlnirea cu El are mijlocul fraților. Atenție, Biblia nu spune de calitatea celor doi sau trei care se adună în numele Domnului. Și asta e onorat, numărul e onorat. La evrei, o adunare era socotită constituțională și valabilă dacă erau cel puțin 10 bărbați. Deci nu 10 persoane, 10 bărbați. Dacă erau 10 bărbați, avea sens întrunirea lor. Dacă nu erau 10 bărbați, erau numai 9, adunarea lor nu avea valabilitate. Domnul Iisus Hristos coboară nivelul și nu vorbește și spune dacă se vor aduna 2 sau 3 în numele meu. Pentru că duce problema asta și la nivel de familie. Dacă nu te poți aduna cu biserica și te poți aduna cu familia, 2 sau 3, soțul și soția, Hristos te onorează cu prezența Lui, slăvit să fie Domnul. Dar Hristos se prezintă în mijlocul plinătății bisericii sale. Și prin harul său ne dă onoarea să fim împreună cu el. La biserică nu trebuie să venim, frații mei, neapărat pentru cei ce vin acolo. Venim aici pentru Domnul și lăudăm numele Lui. Că să mai cântă frumos și bine, slăvit să fie Domnul. Că să mai predică, slăvit să fie Domnul. Dar important între noi în dimineața asta este Iisus Hristos. Ți-ai făcut timp să vii aici. Sunt oameni care stau acasă și sănătoși. Sănătoși și ar putea să fie aici. N-am probleme cu cei bolnavi. N-am probleme cu cei care sunt la schimbul întâi dimineață și trebuie să muncească. Am probleme cu cei care au legământ cu Domnul și nu sunt în mijlocul bisericii Domnului. Nu-L onorează și încetul cu încetul o să vedeți că credincioșia lor față de Domnul din ce în ce mai mult pălește. Și e foarte important să vă dați și să ne dăm seama de lucrul acesta. Observ de multe ori, frații mei, că suntem ocrotiți de Domnul care este viu, că avem legământ cu El. Copiii noștri când pleacă la grădiniță sau vin de la grădiniță, sunt ocrotiți de Domnul, tu n-ai cum să-i ocrotești ca părinte. Adolescenții din casele noastre, tinerii din casele noastre, soțul, soția, părinții noștri, trăiesc datorită îndurării Domnului, slăvit să fie Domnul. Și toate acestea Domnul ni le-a dat nouă. Însă, se întâmplă ceva. La un moment dat, când eu toată săptămâna s-o crotit de Domnul și protejat de Domnul și familia mea, știu că Dumnezeu a protejat-o, abia aștept să merg la adunare, nu în primul rând să cânt, nu în primul rând să predic, ci merg la adunare în mijlocul fraților mei să laud pe Cel cu care am eu legământ și care de fapt m-a păzit pe mine. Și abia aștept, mă pregătesc duminică. Dar se întâmplă ceva, te întâlnești cu Virgil Neagu, care e un fel de praf pe pământul ăsta. Și ăsta anumit te ofensează, face mișto din tine, te disprețuiește, Virgil Neagu. Știi pe cine te răzbun tu, duminică? Nu pe mine. Că la mine n-ai curaj câteodată să vii să-mi spui, chiar dacă te-am enervat, că de multe ori cam asta se întâmplă. Băi, m-a supărat fratele, dar nu mă duc la el să-i spun. Dar nu mă duc și efectiv nu mă mai duc să mă întâlnesc cu Iisus Hristos. Te răzbuni cu Iisus Hristos, nu vii la adunare. De ce nu vii, frate, la adunare duminică? M-a enervat frață, m-a supărat frață. Nu m-au pus pe lista de comitet, nu m-au pus pe cutare. Mă, dar tu cu cine ai legământ? Cu cultul penticostal, cu comitetul, cu bordul pastoral? Cu cine? Cine te-a scos pe tine din lumea asta de păcat? În loc să te lase pentru pierduții lumii, te-a ajuns și te-a făcut copil al lui Dumnezeu. Pe Iisus Hristos. Băi, și tu pe cine te răzbuni, măi? Cui nu-i cânti tu?
Pe cine nu-L lauzi tu? Tocmai pe Iisus Hristos. Și știți că asta o facem des? La orice moft, la orice supărare, nu ne răzbunăm pe oameni. Nu mergem să le spunem verde în față cine o făcut sau ce ar trebui. Venim și îi spunem, Doamne, nu mă pot duce. M-au supărat, frații, m-au deranjat, atitudinea lor. Frații mei, v-aș ruga frumos, schimbați-vă poziția. Hristos merită lăudat și când te supără, frață. Hristos merită lăudat și când nu ești pe lista de votare. Hristos merită lăudat după ce ai slujit unei biserici întregi și te așteptai ca ei să fi văzut efortul tău, biserica îți spune, frate, mai e o perioadă pauză, nu trebuie să fii neapărat în comitet următorii 4 ani. Și noi care vrem o dignă, suntem supărați că chiar frații chiar ne-au dat o dignă. Frații mei, Hristos merită lăudat în toate circumstanțele. Mi s-a vorbit astăzi de Iov, care nu mai avea absolut nimic și a încheiat ziua aceea memorabilă cu Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie... Pentru că El merită, cu El avem legământ, slăvit să fie Domnul. Dacă Iisus e viu și tu ești credincios, te vei prezenta în fața lui Iisus și vei aduce închinare și slavă. Unde vor fi frații tăi, vei fi și tu. Nu atât de mult cât se reușesc predicile sau nu. Nu atât de mult cât cântările se cântă în gamă sau nu. Ci pentru că e prezent Iisus Hristos și tu ești credincios înaintea Lui. Văd astăzi slujbe și am participat la slujbe unde era primul ministru al României. Primul ministru la momentul respectiv era acolo. A venit SSP-ul, a căutat toată comunitatea noastră să vadă, să nu fie ceva, să poată veni primul ministru la slujba respectivă acolo. Și efectiv când a început slujba erau toți acolo. Toată lumea era încântată de primul ministru care era acolo să dea mâna cu el. Când mai poți da mâna cu primul ministru României? Unii nici nu se mai spală pe mâini vreo 2 săptămâni după ce dă mâna cu primul ministru. Din punctul ăsta de vedere. Iubiții mei, noi nu-L avem pe prim-ministru și nici pe Iohannis, că e prin America de Sud acum, dar între noi este prezent Iisus Hristos. Îl onorez, pentru că dacă ești credincios, îl onorez cu prezența ta și apoi îl mai onorez cu ceva, cu disciplina ta. Când e vorba să căutați un loc de muncă mai bun și sunteți chemați la un interviu de patronul firmei sau de responsabilul acelei unde vrei să te duci cu 10 minute mai târziu? Vreodată? Niciodată. Pentru că vrei să obții lucrurile respectiv. Cum de la biserică avem harul ăsta să întârziem constant și avem și abonament? Cum de la biserică mergem, că e în adunare, cu mâinile în buzunări până la cot, mergem, întâlnim cu Iisus Hristos? Păi da, tu știi cine e Iisus Hristos cu care te întâlnești aici? Tu știi? Apostolul Ioan a fost 3 ani și jumătate cu el. Și a pus capul pe sânul Domnului Iisus și îi place să o intituleze în Evanghelia după Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus. În timp ce erau la masă, v-am spus și altă dată, Da Vinci când a pictat cina aceea de taină, n-a știut contextul vremei, a pictat-o la o masă de asta cu 3 sau 4 picioare. Pe timpul Domnului Iisus, masa se servea direct pe pardoseală, chiar dacă pardoseala la cei mai bogați erau 30 cm mai sus în anumite locuri. Și se puneau pe un cot. Picotul drept și cu mâna stângă mânca din blit. Sau dacă spune picotul stâng, cu mâna dreaptă mânca din blit. Când Domnul Iisus Hristos se punea picotul drept și stătea întins picotul drept, Ioan stătea lângă el picotul stâng și capul lui ajungea aici, la sânul Domnului Iisus. În timp ce ceilalți discutau cum se împart portofoliile ministeriale, cine e cel mai mare, Ioan asculta cuvintele Domnului. Citiți Evanghelia după Ioan și vei vedea că e diferită de celelalte Evanghelii. Iisus, lumina lumii, nu veți avea decât în Evanghelia după Ioan. Iisus, pâinea vieții, în Evanghelia după Ioan. Iisus, păstorul cel bun, Evanghelia după Ioan. Pentru că toate astea au fost auzite de Ioan, care nu era părtaș la discuția acelora. A fost atât de apropiat încât a fost ultimul care a plecat de la cruce. Fiule, iată mama ta, mamă, iată fiul tău. Și cu toate astea, în Apocalipsa, când îl vede înviat, spune Scriptura, l-am văzut și am căzut la picioarele lui ca... Păi nu te duci să pui capul tău pe sânul lui? Nu, el este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Frații, de fapt, cu cine ne întâlnim noi aici? Că dacă în comunitatea noastră l-am avut pe prim-ministru României și toți eram încântați și corul avea grijă cum cântă și toți ceilalți aveau, oamenii de ordine erau atenți pe lângă ceilalți acolo, toată lumea era la timp, nu întârzia nimeni, nu intra nimeni cu copilul să îmbli prin fața primului ministru sau așa mai departe. Nu, toată lumea e atentă. Între noi îl avem pe Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Cum arată slujbele noastre? Le-ați văzut toate câte de organizate? Iisus aici. Frații mei,
A fi credincios Domnului înseamnă să trăiești în prezența Lui. Văd comunități care vin cu jumătate de oră mai devreme. Își au copiii de mână și nu-i lasă să plimbe iurea. Băi, e prezent Iisus Hristos aici, e prezent Îngerii lui Dumnezeu. Sunt prieteni care intră în mijlocul acelui comunități și vin și spun, măi, cu ăștia care m-au invitat pe mine aici sunt colegi de mei, niște băieți de gașcă, niște băieți glumesc, dacă uit vreodată mâncare acasă, îmi dau ei mâncare, dacă uit vreodată, ne împrumutăm unul pe celălalt, ne ajutăm, sunt niște băieți de nota 10. Băi, dacă n-am intrat la ei în comunitate, mi-au spus să vin din timp și mai erau locuri libere. Mi-au spus, când au început să cânte, când au început să se închine, când au început să se roage, mi-am dat seama că în mijlocul lor este cineva pe care eu nu-l văd, dar ei respectă foarte mult. Asta înseamnă să fii credincios, să crezi că El e viu în mijlocul nostru. Că noțiunea asta nu ne rămâne. Suntem foarte serioși când cumpărăm mașini la tapiserie de piele, capacitate șilindrică, culoare. Știți cum ajută culoarea mașinii la performanța mașinii? Nimic. Dar culoare trebuie să fie. Când e vorba de adunare, cum a fi? Dacă a fi, a fi. Dacă n-a fi, n-a fi. Cu participarea mea. Iubiții mei, până la toată urmă, vă repet încă o dată, în mijlocul nostru este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dacă crezi că El este viu, tratezi lucrurile nu cum gândesc ceilalți, ci cum te gândești tu să te închini cât mai respectos în fața Lui. Și nu fii necredincios, ci credincios. Oricare ai fi, gândește-te, atitudinea ta arată copiilor tăi că crezi într-un Hristos înviat. Pentru că foarte mulți, mă uit la frați care vor să fie lideri în biserică, să fie modele în biserică, când se face ceva, ei nu participă. Când se merge undeva, ei nu merg. Când... Și apoi la un moment dat tineretul spune, domnule, dar vrem să... Apostolul Pavel spunea, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Deci, cu alte cuvinte, vrei, nu vrei, este un model. Dacă s-ar lua cineva după tine, după felul în care te închin, are ce urma? Dacă s-ar lua după cineva după tine, de câte ori vii la adunare, are ce urma? Și atenție, copiii tăi, vrei, nu vrei, ei te ascultă ce spui. Și majoritatea dintre noi spune, băi, face ce spunem noi. Și de obicei copiii spun, tată, noi facem și faci tu, nu ce spui tu. Cât de spus, de abureli, suntem sătui toți. Ce faci tu, aia facem. Dacă tu vii cum vii, dacă tu te rogi cât te rogi, dacă tu citești cât citești, ce model vrei să fii? Ce impact vrei să ai asupra celorlalți? De aceea v-aș ruga tare mult, treziți-vă, frații mei. Știu că vreți trezire spirituală, vreți locurile pline, vreți să schimbați, dar ce sunteți voi în domeniul ăsta? Că Pavel nu spune, frații mei, urmați-L pe Hristos, nu vă uitați la mine, eu mă mai enervez, mai țip, mai răcnesc, mai enervează eu aia, ceilalți, nu vin la adunare, dar pe Hristos, nu, 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 oameni buni, pentru că mă întâlnesc în fiecare zi cu Hristos, încep să seamăn cu El. Și am pretenția să călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele Domnului Iisus. Avem maturitatea asta? Pentru că de multe ori plasăm pe Domnul, frate, du-te după Domnul, pe mine lasă-mă urmă, voi fi și eu mântuit într-o zi, dar acum vreau un comitet, dar acum vreau ordinat, dar acum vreau băgat în seamă. Frații mei, v-aș ruga cu tot respectul. A fi credincios Domnului înseamnă a-L respecta. Ne-am adunat cu comunitatea noastră cu ani mulți în urmă și le-am spus la frați. Suntem sute de oameni care ne adunăm la închinare. Am observat că parcă se sparge conducta cu frați la 9 fără 5 până la 95. Intrăm toți în adunare, fiecare pe locul nostru. În timpul ăsta frații cântă, dar nu poți că intră ceilalți și așa mai departe. Păi oameni buni. Dacă tot ne întâlnim cu Iisus Hristos aici și știm și credem asta, că dacă îi pui să ridică mâna, tot ridică mâna că Iisus Hristos, doar cine ne-a ascultat până acum? Și încrederea în cine o avem? Dacă tot ne întâlnim cu El, n-am putea să vedem mai repede. De ce să ne aștepte El în adunare? Că corect ar fi să-L așteptăm noi pe El. Și atunci, frate, am zis, și trebuie să facem. Hai să venim cu jumătate de oră, cu 20 minute mai devreme. Hai să venim în adunare. Știți că la fără 10 nu mai intră nimeni și cine intră, băi, au avut o pană de mașină sau au avut un năcaz, a venit cineva, dar restul nu se mai intră după aceea. Pentru că am intrat în adunare, am început cântarea, am început rugăciunea, pentru că Iisus e acolo, slăvit să fie Domnul. Dar pot fi eu disciplinat? Păi cum poți în altă parte, cum ești atât de selectiv la mașină, când e vorba să te întâlnești cu un prieten de-al tău, te duci la oră, când e vorba să câștigi ceva de la un patron, te duci la oră. De ce să nu vii și în fața lui Iisus Hristos?
Doamne ajută! Apoi slujire, este slujire, frații mei. Nu suntem morți. Aici e un loc în care slujim înaintea Domnului. Am întâlnit situații în care frații vin și se pregătesc să slujească și anunță fratele păstor, urmează cu tare, urmează cu tare, urmează cu tare. La un moment dat am observat în anumite biserici, pentru că e și vorba de timp. Vedeți că avem timp până la orele 12 când suntem adunați în casă. Bineînțeles că eu îmi pot lungi vorbirea până la 2. Bineînțeles că pot lungi vorbirea mai departe. Dar există o anumită rânduială făcută în așa fel încât ne respectăm pe toți ceilalți. Există surori care au soți necredincioși, care trebuie să se ducă acasă, întreabă de ce ai întârziat, ce ai făcut. Și ori din respect pentru ele, avem un anumit cadru al slujirilor noastre. Ori în timpul acestui cadru, fiecare dintre noi trebuie să slujim Domnului, Doamne ajută! Să numește cu tare, grup să iasă în față. Iese grupul în față și să uite ce cântăm. Ce cântăm? Ei sunt luați prin surprindere, cu tot că au anunțat păstorul a treilea cântă grupul cu tare. Ei întrebat, ce cântăm? Îi spune, cu cântarea asta? E în fața noastră, altă doar. Nu, nu asta, cred că mergi și alaltă. Și toți ăștia stau suit. Păi da, voi n-ați știut din lucrul ăsta? Nu tocăm timpul din adunare. Frații mei, v-aș ruga tare mult. A fi credincios înseamnă a fi disciplinat. Doamne ajută! Am dorit să vorbesc de lucrurile acestea, nu mi le-am propus chiar clar și precis să vi le spun, însă a fi credincios înseamnă să crezi că Iisus este viu în mijlocul nostru. Și respectul tău în disciplină, în modul din închinare, arată aceste lucruri. Să ne ajute Dumnezeu! Al doilea lucru care înseamnă să fii credincios, pe lângă faptul să crezi că Iisus este viu, este că El este Fiul lui Dumnezeu. Când și-a dat seama Toma că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dintr-o dată i s-a schimbat percepția față de Hristos și l-a pus ca un evreu la locul pe care îl merită, și anume, El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cum spune crezul de la Nicea. A crede și a fi credincios în ochii Domnului înseamnă să-L tratezi pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat, ca stăpân a vieții tale. Și de aceea este foarte important de cunoscut și de știut lucrul acesta. Frumusețea pe care o avem în Sfânta Scriptură este că Dumnezeu ne arată că L-a înviat pe Iisus Hristos tocmai din cauza asta, să demonstreze că e deopotrivă cu El, să demonstreze că e singurul Dumnezeu. În lumea noastră s-au ivit oameni celebri, oameni puternici, oameni care au întemeiat religii, oameni care au emis filozofii, oameni care au cucerit împărății și teritorii, oameni de care contemporanilor le era frică. Dar toți oamenii aceștia au avut o finalitate prin moarte. Și mormintele lor, și piramidele lor, și mausoleurile lor așteaptă și ei învierea tuturor oamenilor pentru judecată. Există însă un mormânt care a rămas gol. Și acesta este mormântul lui Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a înviat arătând întregii lumi că El este singurul Fiu al lui Dumnezeu. Și bucuria pe care ne-o face Domnul și credincioșia noastră se manifestă prin faptul că luăm pe acest Iisus pe care Tatăl l-a înviat și facem din El ce a făcut și Toma, facem din El Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Asta înseamnă credincioșie. Asta înseamnă să fii credincios. Adică să te raportezi la El. Nu contează ce vor oamenii, nu contează ce poartă oamenii, nu contează ce gândesc oamenii. Noi ne uităm la El și spunem, Doamne, Tu ce părere ai? De-aia e important pentru noi să cunoaștem din Biblie ce spune Iisus. Dar Iisus ce părere are? Contează foarte mult să te uiți la lucrurile acestea. Pentru că El este regele, El este împăratul. Și frumusețea pe care o avem, frații mei, este că Dumnezeu în suveranitatea Lui a făcut ca acest Iisus, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, dezlegându-i legăturile morții și făcând din El Domnul și Mântuitorul nostru, să vină și să locuiască nu numai în mijlocul nostru când ne adunăm la oaltă, ci să locuiască în noi. Taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum nouă Sfinților Lui, este aceasta. Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu numai în mijlocul nostru, ci în noi. Ori e foarte important de știut asta. Ce n-a știut Avram, ce n-a știut Isaia, ce n-a știut toți sfinții și prorocii, ne-a descoperit Dumnezeu nouă. Dar lor le-a spus că va veni o vreme când Dumnezeu va face lucruri neimaginabile pentru ei. Și anume, ei știau că Duhul Sfânt vine peste ei și pleacă.
Când vine Duhul Sfânt peste ei, fac niște profeții foarte precise și exacte, chiar dacă se întind peste milenii. Când vine Duhul Sfânt peste ei, fac fapte de vitejie că rămân surprinși toți ceilalți. Dar pleacă Duhul Sfânt de peste ei. Dar într-o zi, Dumnezeu le-a spus că va veni o ieră specială. Și spunea Pavel, vă repet încă o dată, taina ținută ascunsă față de ei, de alți oameni mai capabili ca noi, Dumnezeu le-a descoperit nouă, și anume, în inima noastră, în noi, în sanctuarul nostru lăuntric, nu vine să locuiască Îngerul Gabriel, era bun și asta. Nu vine să locuiască Arhanghelul Mihail, e un arhanghel al Domnului cu toată puterea, ci Dumnezeu are un singur fiu de aceeași natură și esență cu el, deopotrivă cu Tatăl, și mă onorează pe mine, unul din cei 8 miliarde de oameni, ca în mine să locuiască Hristos Domnul. Creștinismul, frații mei, și credincioșia se verifică după asta. Nu se verifică după anii de pocăință. Nu se verifică după vindecările și învierile de morți pe care le-am făcut. Nu se verifică prin câte duhuri am scos eu. Și când Apostolul Pavel le spune credincioșilor din Corint să se verifice dacă sunt credincioși sau în credință, spune în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, pe voi înși vă cercați-vă. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi. 2 Corinteni, capitolul 13 sau 12. Sper să-l găsesc imediat, să dau citatul exact de care avem nevoie. 13 cu versetul 5. Pe voi înși vă cercați-vă. Pe voi înși vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este unde? Nu-i la dreapta lui Dumnezeu? Nu, nu. Dacă ești credincios, e în tine. Afară, numai dacă sunteți, dar nu este zona din mijloc. Doamne, nici în mine nu ești, dar nici lepădat nu sunt. Știi că eu sunt pentecostal? Nu, nu, nu. Dacă Hristos este acum în tine, tu ești credincios. Ești în credință. Dacă Hristos nu e în tine, nu contează câte predici reușite și cântări grozave ai avut și câte mii de oameni au venit prin tine la credință. Ai fost, dar nu mai ești. Și ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este ce ești acum. Nu uitați că în ultima zi vor veni oameni de calibru greu. În ziua aia că nu se mai poate pocăi nimeni. Și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Când s-a întâmplat asta? Trecut. Atenție, Domnul nu le contestă autenticitatea celor lucrări care le-au făcut ei în numele Domnului, că le-au făcut, ci le contestă momentul pe care îl trăiau ei atunci. Plecați de la mine voi toți lucrătorii cui? Pentru că voi acum nu sunteți. Ați fost credincioși. Ați făcut astea. Dar acum nu. Cum te verifici tu dacă ești credincios sau nu? Dacă Hristos e în mine acum, eu sunt credincios, sunt în credință. Dacă Hristos nu e în mine acum, frații mei, permiteți-mi, indiferent cum vă numiți, indiferent ce daruri aveți, suntem lepădați. Și dacă altă dată au venit cei din Gadara și au spus Domnului, când l-au văzut pe el, a vindecat să întreg la minte și îmbrăcat, Doamne, Te rugăm să pleci de la noi. Și sincer vă spun, m-aș fi așteptat să există o presiune. Doamne, pleacă de la noi, lasă-ne, suntem speriați, nu suntem pregătiți. Și Domnul se le spună, păi, eu mai am de vindecat, mai am de mântuit oameni, mai stau prin zonă și aștept să fac o presiune mediatică, o presiune psihologică, pleacă și lasă-ne în pace. Și după multe presiuni, în sfârșit, Domnul să plece. Cel mai trist verset din Biblie este că la simpla rugăciune, Domnul pleacă. Pleacă. Că asta e problema credinciosului. Că el e credincios, că el lucrează, că el cântă. Dar îi spune Domnul, fii smerit în mijlocul copiilor mei, dincolo de școlile tale și de binecuvântările tale. Doamne, lasă-mă că doar acum prin asta pot să mă mai dau și o mare. Lasă-mă în pace. Nu așteaptă multă rugăciune și forțare să-l fugărești tu. Îți spune, fii cinstit în afacerile pe care le ai și în semnăturile pe care le dai, pentru că și semnătura poate trece la minciună. Fii sincer, Doamne, lasă-mă în pace. Eu sunt pocăit, nu beau, nu fumez, nu cu tare, lasă-mă cu astea. Și te lasă, Domnul, fratele meu. Rămâi în registru de membri, rămâi cu absolut tot. Și inima ta rămâne împodobită, curată, dar goală.
De-aia găsiți texte în Biblie, când Duhul necurat iese afară umblă prin locuri pustii, căutând odihnă și fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea, deci nici nu te privești ca o ființă. Și când vine înapoi, spune că găsește casa aceea, inima omului aceluia, împodobită, curată, dar goală. Băi, intră rapid, Duhul de beție intră, care a ieșit odată la o cântare sau la o predică. Intră rapid acum, Duhul de jocuri, de noroc, intră acum. Nu intru, că se mai duce ăsta odată la adunare și iar scântă cântări și iar la o simplă predică eu trebuie să ies afară, că mă biruie. Mă duc și iau încă 7 duhuri, dar mai rele decât mine. Și când intru aici, să fiu sigur că nu mă mai scoate nimeni. De ce? Pentru că inima aia e podobită, e curată, dar de ce e goală? Pentru că cineva și-a permis tupeul să-i spună, Doamne, nu mă vezi tu pe mine pocăință. Să mai pot face anumite lucruri, să mai poate trăi așa mai lejer, să poate merge. Și de aceea întrebarea și evaluarea frații mei pentru mine și pentru oricare, în fiecare zi este Hristos în inima mea acum? Asta înseamnă a fi credincios. În primul rând, al onora pe Domnul în mijlocul adunării sale, în al doilea rând, al vedea înăuntrul meu. Și vă provoc, stimații mei, trăiți lucrurile astea și verificați-le. Puneți întrebări. Și de foarte multe ori ajung și eu să pun asemenea întrebări. Și câteodată, la anumite slujbe, în loc să-i spun Domnului ca cei din Gadara, Doamne, du-te, eu în ziua de astăzi te rog, vino în inima mea din nou. Cu câtă bucurie Prințul Cerului și Împăratul Împăraților vine în locul pe care El îl merită, pentru că a fost invitat de mine. Dar trebuie să fim foarte atenți când ne vorbește Domnul. Când luăm cuvântul Lui și îl transmitem tot la alții, Dumnezeu ne cheamă să trăim pocăința în voia Lui. Dumnezeu să ne ajute. Împăratul David făcea odată o rugăciune în Psalmul 139. Și atenție, era un om după inima lui Dumnezeu. La cunoștința ce o avea atunci, el vine și spune un lucru și spune, Doamne, vezi pe ce cale sunt și du-mă pe calea veșniciei. Știți, câteodată lucrând pentru Domnul, lucrând pentru lucrarea Domnului, crezi că așa e cel mai bine cum gândesc eu, cum gândesc eu. Dar ca și slujitori, ca și cap de familie, ca și slujitori ai Domnului, ca și membri ai Bisericii Domnului, a trebuit să ne oprim, câteodată avem râvnă, nu folosim și înțelepciunea pe câtă râvnă avem, câteodată avem pasiune, nu folosim și tactul pe câtă pasiune avem. Și suntem chemați să mai facem rugăciuni de genul ăsta, Doamne, eu vreau să fiu pe calea Ta, vreau să fiu plin de râvnă pentru Tine, dar Te rog frumos, verifică-mă Tu pe ce cale sunt. Eu totdeauna cred că sunt bine, dar dacă sunt pe o cale rea, Te rog, du-mă pe calea veșniciei. Asta te păstrează totdeauna atent, totdeauna pus în situație, Doamne, dacă îmi vorbești să mă pocăiesc de ceva, eu sunt disponibil. Pentru că eu, în părerea mea, eu zic că merg bine și câteodată nu e așa de bine. Nu mă cred că merg bine, dar nu e și bine. Și de aceea trebuie făcută evaluarea din ce în ce mai des. A fi credincios, în primul rând, să crezi că Hristos este viu și în mijlocul nostru, a fi credincios înseamnă să-L ai pe Hristos ca Domn al vieții tale și El să fie în viața ta. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Poate de seară o să mai vorbim ceva despre învierea Domnului și de aplicații de genul acesta, însă astăzi vreau să mă opresc la câteva gânduri care arată credincioșia noastră. Un alt aspect pe care aș vrea să vi-l spun și pe care Biblia l-arată că dovedește credincioșia noastră, nu numai față de Hristos și față de lucrarea Lui. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, în felul următor. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucru încredințat lui. A fi credincios în ochii Domnului, pe lângă faptul că crezi în Domnul, că l-ai în inima ta, este că Dumnezeu îți evaluează credincioșia față de El și față de darul și chemarea și slujba pe care ți-a dat-o. Noi de obicei suntem credincioși, dar peste lucrul altuia. Adică eu știu foarte bine ce ar trebui să facă El. Știu foarte bine ce ar trebui să facă El, ba chiar îi dau și lecții. Dar Dumnezeu nu mă întreabă pe mine de ce face El sau cum le face El. Asta răspunde ei. Și Dumnezeu îmi spune, tu să fii credincios peste lucrul încredințat ție. Peste casa ta, peste soția ta, peste copiii tăi, peste bunurile tale.
Eu știu că ești foarte bun să verifici banii altuia din cont, dar cu atâi din contul tău ce faci? Dar cu cei ce ai în buzunar ce faci? Cu aia e problema ta. Ai alt domeniu în care tu trebuie să fii atent. Și în domeniul acesta Dumnezeu se uită la credincioșia noastră, pentru că verifică dacă suntem credincioși sau nu. Sunt lucruri mici la care Domnul ne testează, frații mei, credincioșia. Vă voi citi din Evanghelia după Luca, în capitolul 16, cu versetul 10, Biblia spune așa: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Atenție, Dumnezeu aici, pe pământ, ne verifică verticalitatea noastră în credincioșie și ne încredințează lucruri mici. Lucruri mici. Și vrea să verifice, e credincios peste cele mici ca să îi pot încredința pe cele mari? E credincios în bogățiile nedrepte ca să îi pot încredința pe cele cu adevărat importante? Și face Domnul să intre în casa ta niște bani. Binecuvântarea Domnului, mi-au intrat niște bani. Nevasta-i toacă pe fuste, pe cutare, eu mă duc și cumpăr șurubelnițe, dar Domnul vine și spune, băi, dar banii ăsta ți-am trimis pentru năcăjiți din adunare. E, dar până la năcăjiți îmi trebuie și mie șurubelnițe, îmi trebuie și mie o grămadă de lucru, îmi schimb capașii la roți la mașină, îmi schimb, nevasta mi-a spus că trebuie să facă cutare. Și uite, noi am demonstrat Dumnezeu că nu suntem credincioși peste cele mici. Cine ne va da pe cele mari? Am ciudă pe celălalt. Eu nu știu cum primește omul ăsta. Vin banii la Dumnezeu. Se duce ăsta. A venit cineva din străinătate și o să are niște bani de dat în numele Dumnezeu și duce la el. Nu vin la mine. Dar cum? De ce nu vine la mine? Că eu arăt și mai aspectos din punctul ăsta și chiar i-am ieșit de vreo două, trei ori în față. Cum din nou venit la mine? Pentru că cineva îl trimite că el a fost credincios peste alea mici și mai toarnă. Pentru că el devine o bancă a lui Dumnezeu pe pământ. Și stau toată viața și bombănesc, de ce-ți duci la ăsta, de ce-ți duci la ăsta și la mine nu mai vine. Am fost verificat, nu-s credincios peste alea mici. Frații mei, și aici stă secretul. Dincolo de învârtel, dincolo de... Există cineva care verifică și în domeniul financiar, și în domeniul autorității, și în domeniul ăsta. Noi suntem la un test, la o școală, stimații mei. Dacă nu ești credincios peste bogățiile nedrepte pe care Dumnezeu ți le-a dăruit, cine îți va încredința adevăratele bogății? Și aici aș vrea să vă spun, în împărăția lui Dumnezeu nu cântăm toți la înlăut forever. Nu. Acolo unul va fi pus peste 5 cetăți, altul peste 10 cetăți, altul va fi guvernator, altul va fi așa și așa mai departe. Deci vom avea activitate. Ei, dacă aici tu nu ești credincios peste 2 lei, și nu știi și cu dânsul s-a dus. Cine ți-a încredințează să iei 5 cetăți din împărăția Domnului să faci vraiști din economia lui Dumnezeu? Cine îți va încredința cu adevărat bogățiile tale? Pentru că viitorul nostru, frații mei, nu e aici, aici e testul. E testul. Câteodată, câte o mamă cumpără la fetiță o bucătărioară de asta de plastic. O pune așa într-un colț cu tigăiuță de plastic, cu furculiță de plastic, cu tot acolo de plastic. Și domnișoara acolo pune micuță la 5 ani, cât ea, sau 4 ani, pune apă, după aceea pune niște nisip, ci că-i făină, începe să facă acolo, pregătește ceva acolo, și că pune frișcă pe deasupra și așa mai departe, lucrează acolo ca și cum ar fi mare. Toată viața e pasionată de când e mică de bucătărie, de tigăiuță, de plastic, de cutare. Când se mărită, devine o gospodină desăvârșită, pentru că s-a antrenat cu lucruri mici și fără valoare de plastic. Ei, acum știi să facă mâncare bună pentru că au intrat la adevăratele bogății. Cam asta facem noi aici, frații mei. Tot ce vedeți voi e un fel de plasticaraie. Tot ce vedeți voi e un fel de plasticaraie. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde ne manifestăm cu adevărat credincioșia pe care am învățat-o aici. Că dacă aici nu știe nimeni ce am făcut și după 20 de ani, băi, ce slujbă ai tu în biserică? Nu știu, frate. Băi, cine să-ți încredințeze ție vreo slujbă? Când tu n-ai fost în stare să duci un mesaj de la unul la celălalt și l-ai dus, îți spune fratele, băi frate, du-te la fratele și spune că să se pregătească, că Domnul va folosi și așa mai departe și tu te duci, băi, ăla crede că tu vrei să te dai mare și transmiți tu tot felul de informații lui ăsta și Dumnezeu spune, măi, la ce să te folosesc? Când tu și asta ai tradus, ai înflorit și ai exagerat, la ce să te folosesc eu pe tine? Și știți că aici sunt testele noastre?
Împrejurul nostru, în fiecare zi, sunt îngeri lângă noi care notează ce facem, ce atitudine avem, ca să ne pregătească un loc în Împărăția Domnului. Și frații mei, locul ăla nu va fi așa, fraților, e har, nu, nu, fiecare va fi pe locul lui. De aia fiecare trebuie să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. V-aș mai ruga un lucru, frații mei, când Dumnezeu ne cheamă la pocăință, ne cheamă să slujim altora. Foarte mulți oameni se retrag din sânul comunităților Domnului, visează la străzile de aur, la pomul vieții, visează să stea în prezența lui Hristos, dar testul e în biserică. Pentru că toate darurile pe care ni le dă Dumnezeu, le dă spre folosul altora. Spune Sfânta Scriptură că arătarea Duhului se face spre folosul celorlalți. Știi ce înseamnă asta? De exemplu, eu dacă aș avea dar de prorocie, nu pot să spun în timpul predicii mele, acum mă opresc și spun, ascultă bărbatule, deschideți gura larg, eu ți-o voi împlea, ți-o voi da putere și mâna Domnului va fi cu tine. Și mâna asta mă întreba, frate Virgil, pentru cine a fost lucrarea asta? Pentru singur, m-am întărit eu pe mine. Nu, nu se poate. El poate avea descoperire pentru mine, el poate avea, eu pot avea pentru alții, dar eu pentru mine nu pot avea descoperire, pentru că arătarea Duhului se dă spre folosul. Asta înseamnă că eu dacă vreau să mă zidesc în biserică, zidesc pe altul și sunt zidit de altul. Dacă tu nu vii la biserică cu darul care ți s-a dat ție și nu zidești pe nimeni, ce răsplătire vrei de la Domnul? Dacă biserica suferi din cauza lipsei tale de implicare, ce răsplătire vrei de la Domnul? Presupune la un moment dat, uitați la dumneavoastră, ca să vii la amvon, trebuie să treci ceva trepte pe aici. Este acolo treaptă, aici treaptă, dar pentru cine e chemat la slujire, asta trebuie să știe. Să presupunem că la un moment dat, în timp ce plec din bancă, din dreptul unui fratele Buble, senior, plec de acolo, din bancă, să vin la amvon. Și dintr-o dată ochii mei nu funcționează. Primul lucru pe care îl fac este cad jos la prima treaptă. Cu ochii mei nu funcționează. Când ochii funcționează, transmit la picioare, vezi că urmează o treaptă și piciorul meu se pregătește. Ridică genunchiul să-mi doaie, eu calc pe treaptă și vin în continuare. Sunt unii oameni chemați să fie ochi pentru biserică. Sunt unii chemați să fie ureche. Sunt unii chemați să fie limbă. Sunt unii chemați să fie alt mădular, foarte important. Dar el nu vine. Și dacă ochiul nu vine, eu mă pornesc la predică și eu o primă trântă jos. Și ochiul spune, ce nu ți s-a deschis parașuta, nu? Începe deja miștoul, făcut pe baza unora. A, nu a ieșit ăla. Nu s-a întâmplat. O mers rău biserica. Dar de ce o mers rău, măi? Unde a fost ochiul? Unde a fost urechea? Și atenție, ceea de care ne batem noi joc, frații mei, nu e un partid, e logodnica lui Hristos. E logodnica lui Hristos. E viitoarea mireasa cerului, biserica lui slăvită. Și câtă vreme eu nu slujesc protejându-o, luminându-o cu darul meu, cu părticica mea, cu predicuța mea, cu cântarea mea, cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu, eu îmi bat joc de această logodnică din care vreau să fac parte în ziua aceea când se vor intra pe străzi de aur. Dar atenție, frații mei, noi nu putem păcăli aici numai păstori. Pe Domnul nu-L putem păcăli. De aceea v-aș ruga credincioșia noastră să verifică cu lucrurile mici. Te-a chemat Dumnezeu să faci ceva în biserică. Ești acolo? Știi câteodată chemarea ta e doar să fii împreună cu ei? De foarte multe ori când ajung în anumite momente, tot circul pe drum și ajung marța seara, când eu de obicei ca păstor nu fac nimic. Sunt alții care conduc rugăciune, sunt alții care cântă, eu doar mă rog. Știți câtă încurajare este pentru tinerete din biserică când toți păstorii sunt la adunare, când tot conducerea e la adunare, când toți ne rugăm cu mâinile ridicate și tineretul se uită la noi, frate, sunt aici. Nu vin numai când le vine rândul la predică. Nu vin numai când știu sigur că ajung după amvon, că cântă. Ei sunt aici, se roagă cu noi, că-i marți, că-i joi, că-i slujbă de privei, că-i slujbă de mormântare, că-i slujbă de căsătorie. Ei sunt aici, să roagă. Mai facem și altă slujbă, nu numai predicăm bine. Ne rugăm bine, Doamne ajută! Cântăm împreună cu toți ceilalți. Pentru că e o încurajare pentru ei, e slujba pe care pot să o fac atunci. O faci? Pentru că de foarte multe ori pierdem din vedere ce înseamnă să fii credincios înaintea Domnului. Și din pricina aceasta nu suntem un exemplu bun. Oricând ești credincios peste lucrurile mici, ajungi să ai și altele mai mari.
Și nu uitați, viața e făcută dacă Dumnezeu ne dă har și putere, mulți am vrea să plecăm la Domnul de când ajungem păstori principali, cum sunt eu, de exemplu, și să mor așa, să am o mormântare, să vedeți toți oameni îmbrăcați în negru și câteodată și mai văd la mormântările noastre, mai ales a celor slujitori, se vorbește mai mult de El decât de Iisus Hristos. Și se greșește enorm de mult, pentru că și păstorul ăla, indiferent cum ar fi, este ceea ce este datorită Domnului, amin. Și din punctul ăsta de vedere, n-ar trebui să greșească așa. Însă, frații mei, vreți, nu vreți, cu timpul, dacă ne mai dă Dumnezeu zile, trebuie să învățăm să fim și vioara a doua, a treia, și câteodată trebuie să mai întindem coardele alții, ca să cânte și câteodată ne enervează, cântă fals. Dar noi suntem pe poziția aia. Ne-am învățat acolo să ajutăm pe alții? Ne-am învățat să facem un pas în spate? Ne-am învățat să aibă și alții decizia? Ne-am învățat că ne învață viața. Și ne spune, fii exemplu și aici. Cum tu ai slujit și alții te-au ajutat, ești capabil acum să ajuți pe altul? Ești capabil să sprijinești? Că de asta îți mai dă Dumnezeu zile. Să poți face și lucrul ăsta. Că ești credincios nu numai în cele mari, și în cele mici. Doamne ajută! Asta înseamnă credincioșie, frații mei. Și asta trebuie să fim foarte atent la ele. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l subliniez pe credincioșia înseamnă, în primul rând, să știi pe Iisus că e viu și te poți întâlni cu El în mijlocul fraților. Credincioșie înseamnă ca Hristos să fie în inima ta, 24 din 24. Credincios înseamnă să fii credincios peste lucruri încredințate mici sau mari pe care ți le-a dat Domnul, tu să-ți faci treaba ta, să-ți faci lucrarea ta, să fii găsit credincios în lucru încredințat ție. Și ultimul aspect, frații mei, este să fii credincios până la capăt. Doamne ajută! Spune Sfânta Scriptură într-un text biblic, în Apocalipsa, în capitolul 2, cu versetul 10, cuvântul Domnului spune așa, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Amin. Vă repet ceva foarte important, frații mei. Mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care îmi spun ce au fost. Când s-a întâlnit Ilie cu Domnul, i-a spus că a fost plin de... Am fost plin de râvnă. Am fost. Dar acum ce ești? Foarte mulți oameni au fost credincioși, au fost râvnitori, au fost pasionali, dar un timp, când nu le-a mai ieșit paciența, când efectiv n-au mai dorit, n-au mai fost atât de credincioși. Însă, frații mei, vreau să vă spun foarte clar, în Biblie nu veți găsi premiul 2. Nici trei și nici mențiuni. Nu veți găsi. Citiți toată Apocalipsa. Toate premiile și cununile sunt date celui ce va... Dar premiul 2 nu există, nu. Dar mențiune de consolare nu există, domnule, că l-a ofentat, l-a păcălit un păstor, domnule, un proroc, eu la bani și l-a lăsat în drum. Că l-a logodit cu fata lui și a plecat și s-a însurat cu alta. Nu există un premiu de consolare, nu. Există doar cununi pentru biruitori. Și biruitorii sunt oameni dezamăgiți, sunt oameni cu bani luați, sunt oameni cu ofense făcute asupra lor, dar se ridică și aleargă că au de prins o cunună. Doamne ajută! Ei mai vin la adunare, pentru că știu că premiul 2 nu există, premiul 3 nu există. Frații, să se închidă ușa raiului după mine. Nu, frații mei, nu există post acolo. Nu există. Biblia spune celui ce va birui. Va sta pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am stat pe scaunul tatălui meu de domnie. Ori ești prinț al cerului, ori ești afară. De-aia textele biblice nu ne dau voie la zona gri. Ori Hristos locuiește în tine prin credință, ori ești lepădat. Dar nu există zona aia, lasă că mai vedem. Nu. De aceea, de aici ne pregătim cu mentalitatea asta de biruitor. Păi nu contează că ăsta mă enervează, nu contează că ăsta mă insultă. Eu am de prins un premiu și o chemare pe care mi-a pregătit-o Hristos. Dacă nu gândim așa, am toată ziua ciudă pe El, toată ziua sunt nervos cum să mă răzbun pe ăsta și îmi pierd din vedere tocmai cununa pe care mi-a pregătit-o Domnul. Ori, frații mei, credincioșia trebuie manifestată până la capăt. Este un text frumos în Biblie pe care vreau să vi-l prezint din Apocalipsa, capitolul 17, versetul 14. Spune aici, ei se vor război cu melul, dar melul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și atenție, pe lângă miel știți cine va mai birui? Și cei chemați, aleși și credincioși,
care sunt cu El, de asemenea îl vor birui. Țineți minte aceste trei elemente? Cu o grămadă de noi se opresc să alerg de Domnul. M-a ales, m-a chemat Domnul la mântuire. Mi-a făcut chemare, slăvit să fie Domnul. Bun, dar chemarea asta trebuie să o întărești. Prin alegere. Să fii convins că Domnul nu numai te-a chemat, te-a ales, că mulți sunt chemați, puțini sunt. Deci pe lângă chemare ai verificat dacă ești ales. Ei sunt unii aleși, borit să fie Domnul. Domnul m-a ales pentru mântuire. Ca atare, chiar dacă mai fac eu altceva, chiar dacă eu mă depărtez, chiar dacă nu mai vin la adunare, chiar dacă nu slujesc la nimeni, s-a alesul Domnului. Calvinismul aici are putere și îi spune la oameni, indiferent cum trăiți, mântuirea voi nu mai puteți pierde. Nu, nu. După ce ești ales, rămâi credincios Domnului tău. Și Domnul tău e un Domn Sfânt. Foarte mulți nu merg pe linia asta. Și de aceea am subliniat, ca să fii credincios din punct de vedere a Domnului, nu-i suficient numai să fii chemat. Din peste 8 miliarde de oameni, Dumnezeu îți face harul să te chemi la Evanghelie, în timp ce o grămadă de oameni se nasc în întuneric, trăiesc în întuneric și mor în întuneric, prin părinți, prin vecini, prin oamenii care plecau sau veneau de la biserică, Dumnezeu te-a chemat, prin colegii de muncă te-a chemat la Evanghelia slăvită a Fiului Său, în timp ce laureații ai premiului Nobel, în timp ce oameni deștepți stau în întuneric, pe tine te-a onorat Dumnezeu chemându-te. Nu numai că te-a chemat, te-a ales pentru împărăție, ți-a pus pecetea și a spus, tu mi-aparții mie prin Duhul Sfânt. Plin de râvnă prima dată că suntem aleși, vorbim în limbi, ne bucurăm, mergem în misiune, prin Duhul Sfânt cântăm, prin Duhul Sfânt ne rugăm. Dar la un moment dat ne cam plictisim, nu-i așa? Suntem aleși, ce mai câștig, ce mai am? Oricum îs ales pentru Domnul, oricum m-o supăra frații, să mai văd ceva politică bisericească. Și mulți dintre ei, la momentul ăsta de alegere, nu mai rămân credincioși. Rămân buni penticostali, rămân buni în politică bisericească, știu să tragă sforăriile aici pe pământ la tigăile de plastic, știu cum să aranjeze lucrurile în bucătăria și ei de plastic, dar nu sunt pregătiți să meargă cu credincioșia până la capăt. E bine, sunt oameni care după ce au ales spun, eu rămân credincios Domnului meu. Frate, dar nu ești scos din comitet. Eu am legământ cu Domnul. Frate, dar frate, cred că dumneata nu pot. Nici o problemă. Chiar dacă n-am nicio funcție, n-am absolut nimic, eu am legământ cu Domnul și merg cu El până la capăt. Ai mentalitatea asta? Pentru că dacă nu ai mentalitatea asta, la un moment dat, pentru niște lucruri de aici, de jos, când ni se verifică credincioșia, pierdem toată pasiunea. Nu mai putem merge în continuare. Și atenție, nu ieșim biruitori, că biruința se câștigă doar după ce rămâi credincios până la capăt. Se vorbea păstorilor astăzi că vor avea o cununa slavei care este nevestejită. Dar știți când o vom avea? După ce ne termin slujba cu bine. Doamne ajută! Noi am vrea să o luăm de la 40 de ani. Să o avem, să o vadă ăștia toți că nu. Nu, nu, nu. Asta merge până la capăt. Dumnezeu verifică și toți avem pregătite cununi. Dar după ce rămânem credincioși până la capăt și credincioșia noastră este verificată, frații mei. Revin la cuvântul Domnului, prin care Domnul îi reproșa unui ucenic al lui, care a stat cu el 3 ani și jumătate, unui ucenic care a fost trimis ca tot ceilalți să scoată demoni, să învieze morții și să predice Evanghelia și a venit cu ei, împreună cu ei, la 60 și ceva de ucenici și a spus, Doamne, și drașii ne sunt supuși în numele Tău. Și acestui ucenic al lui, Toma, îi spune, Toma, pune-ți degetul și nu mai fi necredincios, ci credincios. A fi credincios în ochii Domnului înseamnă să știi că Iisus este viu. El nu este numai la dreapta lui Dumnezeu, ci ne-a promis că este cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Este cu noi la adunare, este cu noi când se termină slujba, este cu noi la slujba de seară, dar plăcerea Lui este să fie în mijlocul răscumpăraților Săi, pentru că spune Scriptura că El va vedea rodul muncii sufletului Său și se va înviora. Suntem aici să-L înviorăm pe Domnul cu prezența noastră. Suntem aici să-I spunem Domnului, da, Doamne, S-a meritat să ne mântuiești, să ne eliberezi, să ne vindeci. Pentru că ceilalți nouă venim aici să-ți mulțumim ție, că tot ce suntem este datorită ție. Doamne, ajută! Apoi, frații mei, verificăm în fiecare zi dacă Domnul este în viața noastră, în inima noastră.
Să nu-L lăsăm să plece de acolo, să nu-L invităm vreodată să ne lasă singuri, că rămânem curați, împodobiți, dar goi și expuși puterilor întunericului, nervozității și diferitelor erezii care macină astăzi bisericile Domnului. Pentru că oamenii ăia sunt cuceriți, frații mei, pe care o să-i vedeți cu tot felul de muzică, cu tot felul de închinare, cu tot felul de căderi, cu tot felul de păcate, cu tot felul de alcoolisme, cu tot felul de lucruri astea, pentru că inima lor cumva au rămas goală. Înainte se împotriveau, pentru că era Hristos acolo. Deci au rămas cu versete biblice, cu pasaje biblice, cu psalmi împodobiți, curați, dar goi. Și dintr-o dată vin duhurile de religiozitate, intră în ei, nu-l face mai bun. Dar dintr-o dată n-ai cu cine vorbi. Lui nu-i trebuie biserică, nu-i trebuie stăruință, nu-i trebuie Duhul Sfânt. Din Biblia numai și-i convine ce spune Domnul Iisus, nici nu mă interesează. Și la, băi, cum a ajuns omul ăsta așa? Pentru că inima lui a fost cândva împodobită, dar goală. Și curată era. A devenit dintr-o dată posedată. Pentru că Hristos n-a fost acolo. Și apoi, fratele meu, dacă Hristos e acolo, îți dă daruri cu care să împodobești biserica lui Hristos, să-i zidești pe alții și alții să te zidească pe tine. Slăvit să fie Domnul. Ori asta nu o poți face online. Asta trebuie să o faci venind împreună cu frații tăi aici. Unul, spune Biblia, unul are o cântare, mulțumim Domnul pentru cei ce au avut cântări. Unul are versuri de poezii, slăvit să fie Domnul. Unul are o vorbire în altă limbă, altul are o tălmăcire. Și toate să se facă spre zidirea noastră sufletească. Doamne ajută! Ne zidim, plecăm din casa Domnului zidiți, abia așteptăm după masă să ne reîntâlnim din nou ca cu ale noastre daruri să putem sluji pentru îmbărbătarea celorlalt. Asta înseamnă în ochii Domnului credincioșie. Și ultimul lucru, frații mei, fiți credincioși până la capăt. Veți avea piedici. Oameni buni vă vor dezamăgi. Frații din adunare vă vor dezamăgi. Lucrătorii vă vor dezamăgi. Suntem oameni. Legământul vostru nu-i cu adunarea, legământul vostru nu-i cu slujitorii și coordinații, e cu Domnul Iisus Hristos. Mergeți până la capăt. Și încetul cu încetul Dumnezeu ți-i aduce prieteni și pe dușmanii tăi. Încetul cu încetul Dumnezeu ți-i aduce prieteni pe alții. Unii vin, alții pleacă. Tu cu Domnul trebuie să rămâi până la capăt. Să ne ajute Domnul. Amin.